Doamnelor și domnilor, vă spun bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Matinalul de Seară. Cred că am ascultat și eu sugestiile unora să nu mai stau în fotoliu pentru a nu mi se mai vedea extensia cămășii, extensia abdominală a cămășii. Și am hotărât să facem din nou emisiune la pupitru, la masă, și cred că sunt mai interesante aceste emisiuni. De fapt, cred că nici nu contează unde stai sau în ce locație, contează ceea ce vorbești și ceea ce se prezintă în acele emisiuni și cât de mult ajung ele, trec sticla, cum se spune, către telespectatori. Alături de mine îi spun bună seara domnului Ionel Vlad, consilier județean din partea ALDE, și bine ați venit în premieră la... Bine v-am găsit, cu puține emoții, prima dată într-un studiu, încercăm să trecem peste emoții. Da, nu e problemă, că nu e ca la stomatolog, să zicem, să vină medicul să îmi facă să părdească acel burghiu, numai acel zgomot. Înțeles. E drept că nu prea mai sunt acele burghie, mai se lucrează acum mai cu laser, mai cu... Dar, până la urmă, tot, dacă ți ajunge la nerv, tot te doare. Așa am că... avansat tehnologia, ne ajută să nu mai simțim durere. Am avansat, dar câteodată tot trebuie să ținem gurile căscate vreo 45 de minute și... Și apoi și acel lichid, nu, mai bine nu suntem în ceva, aminte, nu suntem la stomatolog, suntem într-un studio de televiziune. Și înainte de toate, aș vrea să vă întreb, că nu sunteți vechi în politică? Nu, în politică am intrat în PLR în 2014 și de atunci am continuat un proiect ALDE alături de colegii mei. Adică ați fost în echipa domnului Cristian Dima? Absolut, de la început, de la formarea PLR Galați. Aceasta este o probă de consecvență într-un peisaj politic românesc care nu este caracterizat de acest atribut, să spunem, de consecvență, nu? Da, corect. Nu sunt adeptul traseismului și nu cred că e corect atât timp cât am intrat cu colegii mei în ALDE, respect ideologia partidului, un partid liberal, și, sincer să fiu, nu cred că voi trăda odată și voi merge într-un alt partid. Da, foarte frumos spus și eu îi admir pe oamenii care sunt consecvenți. Deși un personaj din fotbal, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Nedica Dragomir, spunea că doar boii sunt consecvenți. Domnul Dragomir se exprimă mai plastic, așa, probabil că ar fi trebuit să fie ca domnia sa, că era când la când bălaie, când se certa cu Gigi Becali, când erau prieteni, când erau ca frații, când... Da. Sau vedea el anumiți jucători care erau trăznet și... S-a folosit de conjunctură pentru a ajunge în poziția pe care bănuiesc o are dumnealui. Da, a câștigat mult de pe urma fotbalului. Nu știu cât i-a oferit el, pentru că, până la urmă, ce putem spune că a rămas în urmă unui personaj ca Mitică Dragomir în sport, sincer. Nu mi-aduc aminte să fi format vreo echipă, să fi descoperit anumiți jucători, pentru că spunea că avea și carnet de antrenor. Din ce știu eu, a fost arestat după ce a fost președinte la Victoria. Știu că e recordmenul la baxul cu țigări și cartoane de whisky. Cartoane de țigări și cutii de whisky aduse din Occident înainte de 1989, așa că, până la urmă, lucruri foarte plăcute nu au rămas de tocmai de aceea susțin și cred cu tărie că nu voi trăda și înregistrările vor rămâne și în timp voi demonstra că așa e cum spun. Da, că va fi, nu mă mai simt ok în politică, mă voi retrage în viața pe care o aveam și înainte de politică. Vreau să vă întreb de când sunteți consilier județean? Din noiembrie 2018 am înlocuit un alt coleg consilier județean din ALDE, mai exact cu doamna Burian. Și consider că prin participarea mea și prin voturile, atât al meu, prin votul meu și a colegilor mei, am participat la dezvoltarea județului sau a unităților din subordinea Consiliului Județean. Da, ați prins mandatul de consilier, ați devenit consilier județean într-o perioadă când Galațiul are mai multe proiecte decât oricare. Proiecte europene, proiecte de dezvoltare,
căror rezultate se vor vedea mai târziu, bineînțeles, când se vor încheia, pentru că oamenii cred, unii gălățeni cred că cât ai bate din palme, gata, am semnat proiectul, mâine e gata, azi l-am semnat, mâine e gata, sau poimine, să spunem. Da, am avut la diferite postări pe care le-am avut pe Facebook, comentarii de genul doar atât, ce ați furat, dar sunt oameni răutăcioși. Eu consider că proiectele care sunt în acest moment în derulare sunt extraordinare pentru gălățeni, atât pe infrastructura rutieră din județ, cât și pe obiectivele despre care vorbeam de subordinea Consiliului Județean, spitalele. Mai nou s-a votat și se va pune în aplicare și proiectul cu aventura parcului de la Gălboarele. Sunt lucruri frumoase pe care mă voi mândri că am participat în această perioadă în Consiliul Județean și am votat pentru aceste proiecte. Au fost în pericol aceste proiecte să nu treacă? Adică unii dintre consilierii județeni, să spunem cei aflați în opoziție, considerați în opoziție, au găsit chichițe sau au încercat să se împotrivească sau a fost mai altfel decât am văzut în ședințele de consiliu local, unde este o distinție clară? Chiar am făcut la un moment dat această afirmație, e o atmosferă plăcută în Consiliul Județean. Proiectele, fiind proiecte bune pentru județul Galați, nu au avut o opoziție din partea altor colegi consilieri județeni, membri al altor partide politice. Da, am făcut și comparația asta cu ședințele Consiliului Local, acolo se pare că spiritele sunt puțin mai încinse. La noi chiar e o atmosferă plăcută și cred că de aceea sunt și proiecte puse în aplicare atât de multe și atât de bune pentru județul Galați. Este foarte important într-un organism cum este Consiliul Județului să nu se facă atât de clar distinția între formațiunile de unde provin consilierii. Absolut. Adică să nu spună eu votez numai cu ai mei, numai între ai mei că am încredere, ceilalți sunt adversari. Cred că acolo toți suntem consilieri județieni, am ajuns acolo pe votul cetățenilor care ne-au dat votul având încredere în noi pentru a face ceva pentru județul Galați, nici de cum pentru un anumit partid sau pentru un alt. Nu, acolo suntem colegi, participăm și votăm proiectele pentru gălățieni. De când sunteți consilieri județean? Și aveți și acea, aveți și pagina pe Facebook, să spunem, cum are orice ales, să spunem, al județului Galați, indiferent că e vorba despre un consilier județean sau consilier local. Ați observat că ați creat și invidii, că unii parcă și-au schimbat atitudinea față de dumneavoastră, au devenit mai răi, mai ironici, mai... Da. Nu vreau să comentez despre aceste persoane, chiar am, la un moment dat, a comentat un fost coleg, prieten, amic, răutăcios, bineînțeles, ceva de genul ce cauți acolo. Eu știu ce caut aici și voi continua să rămân aici cât se va putea. În Consiliul Județean până se vor termina mandatele care tocmai ce au fost prelungite și în politică voi rămâne atât cât consider că pot face ceva bun pentru municipiu sau pentru județul Galați. Cum a fost această perioadă de pandemie pentru dumneavoastră? De fapt, pandemia nu s-a încheiat, dar eu spun starea de urgență în principal și faptul că în continuare ședințele de Consiliul Județului se țin online. Ce vă spune de perioada de pandemie? Pandemia și COVID-ul a venit peste noi, cred că nimeni niciodată nu s-a gândit la această situație. Din punct de vedere a ședințelor de Consiliul Județean, nu a fost nicio problemă. La data și la ora stabilită, toți consilierii județeni au fost prezenți. Poate au mai lipsit maxim unul, doi consilieri județeni. Proiectele s-au votat. S-au votat proiecte care au fost pentru a susține această situație, lupta împotriva COVID, atât pentru achiziția de aparate pentru testul PCR și sumele care au fost necesare pentru spitalele din subordinea Consiliului Județean. Nu s-a pus problema ca vreun consilier, indiferent de formația în care provine, să nu voteze pentru aceste lucruri. Niciodată. Cred că dacă se putea vota înainte de a se prezenta proiectul, cred că toți votau înainte.
Credeți, sincer, acum nu vă întreb numai din postura de om politic, de consilier județean, ci pur și simplu de simplu cetățean. Ați crezut că veți trăi vreodată astfel de perioade? Nu. O astfel de perioadă cum... Nu. Cred că cel mai urât vis ar fi fost să mă gândesc la așa ceva. Nu, m-am, ca și orice om, m-am gândit. Pot fi războaie civile, catastrofe naturale, orice, trecătoare, repercusiunile care sunt pe fiecare, dar la așa ceva, cu o perioadă așa de lungă, nu s-a gândit nimeni. Și să se oprească, practic, economia globală, să se oprească sportul, divertismentul, turismul să nu mai existe. Da. Deci, pur și simplu, poate deci spune că pământul a stat în loc. Totul s-a blocat, da. Eu am fost un caz fericit cu activitatea în care îmi desfășor eu. În locul în care îmi desfășor eu activitatea, nu și-a oprit fluxul. Am continuat activitatea, am fost un caz fericit că am putut ieși zilnic din casă cu declarații, cu adeverință de la servici și nu am simțit așa, cu toate că faptul că ieșai la ora 8 pe stradă și nu vedeai pe nimeni și la ora 14-16 la fel nu vedeai pe nimeni, m-am spăimântat. Dar ce părere aveți despre oamenii care nu cred în existența COVID-19 și spun că totul este o, să spunem așa, o conspirație la nivel mondial, că oamenii încearcă să fie cipați acum cu aceste vaccinuri și cu acele termoscanere care... Da, cei care nu cred, poate și eu la un moment dat, oare o fi, oare nu fi, și mulți m-au întrebat, ai un prieten care a avut COVID? Nu, nu am niciun prieten, doresc sănătate tuturor, dar având cunoștințe în pe la spitalul județean și mi s-au povestit câteva faze din ATI sau asistentă care trebuie echipată ca un cosmonaut, nu. Eu cred că acest virus există, nu știu cât de tare s-a făcut publicitate și cât de tare ne-a spăimutat pe noi. Eu cred că există. Și în ceea ce privește termoscanerele, da, în serviciu pe care îl desfășor, am întâlnit situația colegii mei, fiind nu obligați, fiind necesar să ia temperatura cetățenilor, ne-am lovit de ceea ce se discută, ești cadru medical, nu suntem cadre medicale, dar amintesc tuturor că la începutul acestei situații, în aeroporturi și în toate zonele publice, se lua temperatura și atunci nu comenta nimeni. Acum când ne-am relaxat, apar... În aeroportul, în vămi, da. Absolut. Acum când ne-am relaxat, de ce mi-e temperatura? Pui chipul, nu mi-e chipul? Da. Se pare că acum trecem în faza de glumă și sperăm probabil să dispară și COVID-ul. Probabil că unora ar fi trebuit să li se spună că atunci când sunt termoscanați, li se induce și puțină inteligență, le crește IQ-ul, ai automat. Atunci când... Probabil. Unii să nu se sperie de așa ceva. Da. Da, avem, din păcate, ar trebui să și destui că nu se nimic. Purtături ilegali de creiere. Da. Dar asta e orice țară, sau cum spunea Laica, să avem cu personajul imaginat de Ionca Caragiale, de ce să nu avem și noi faliții noștri? Bineînțeles că era un personaj și ironia lui Caragiale n-a priceput-o chiar fiecare, dar asta e, n-avem ce să facem, trebuie să mergem mai departe. Sigur. În contextul în care economiile din toate țările au avut de suferit, iar acest virus ar putea reveni, e drept că omenirea va fi pregătită de această dată. Cred că vom scăpa definitiv de pericolul său după vaccinare, pentru că vor apărea niște vaccinuri, cel mai probabil în 2021. Cum vedeți să se desfășoare lucrurile în continuare? Pentru că eu spun că au avut de suferit în principal economiile țărilor foarte dezvoltate, adică economiile care se bazează pe o industrie grea, care produc foarte mult. Nu e cazul României acum, pentru că industria noastră a fost vândută pe 2 lei, ce s-a întâmplat, nu vrem să ne mai aducem mai aminte. Noi mai suntem producători pentru alții și în rest avem un singur combinat siderurgic în toată România, cel de la Galați, care funcționează la minim, să spunem. Șantiere navale, cel de la
Galați, Brăila, nu, Constanța Mangalia. Și Mangalia. Mangalia, da. Deci cam, în rest nu mi-aduc aminte de alte șantiere în armare. Deci nu avem uzine constructoare de mașini, facem pentru francezi și pentru americani, Ford, să spun. Ford și, da. Ford și Renault. Ford și Renault, Dacia, care, iată, sponsorizează o echipă de fotbal din Italia, pe Udineze, iar stadionul din Udine se numește Dacia Arena. Da. Interesant, nu? Foarte interesant. Da, acum, la noi, pur și simplu, economia și are de suferit, nu chiar atât de mult, că se tot vorbește, știu că se exagerează. Acum există în România 1.000.000 și ceva de șomeri. Nu sunt șomeri, practic, pentru că se va încheia și această perioadă, vor fi ajutați și cred că cine vrea cu adevărat să muncească și găsește un loc de muncă. Să fim serioși. Puteți să dați exemplu și dumneavoastră, care sunteți în domeniul pazii și protecției. Și dacă, într-adevăr, își doresc să muncească, sunt locuri de muncă. Noi ne-am lovit de situația în care în diferite localități sau în alte județe, dar în mediul rural, am avut posturi de pază în care chiar am avut o problemă să găsim persoane care să vină la servicii. Nu sunt interesați. Probabil că 416 ajutorul social îi avantajează mai mult, preferă să stea acasă. Și această problemă, eu fiind consilier județean și mergând în localități, discutând consilierii noștri locali, am auzit această chestie. Decât să vin la tine pe 100 de lei, eu știu pe ce sumă la lucru câmpului, mai bine stau acasă. Da, o mentalitate păguboasă. Da. Și iată că unii s-au aventurat, de exemplu, să se ducă la cules Parangel, și din ceea ce li se promisese, că am văzut că erau cei care le luau apărarea, că omul vrea să muncească, s-a dus pe 2000 de euro acolo. Am înțeles că unii n-au luat nici 200. Chiar au mai și plătit o parte din ei pentru a ajunge acolo. S-au achitat diferite sume. Să prindă și atunci, în plină pandemie, în plină stare de urgență, ei au fost, li s-a creat un culoar aerian pentru a ajunge acolo, în Germania. Și până la urmă, și spune că la nevoie facem orice. Creăm și un culoar aerian. Nu, dar aici acuzăm autoritățile, pentru că trebuiau să se intereseze, să vadă ce se întâmplă cu acei oameni, nu să se ducă după și să constate că au fost păcăliți. Erau, și atunci vorbim de cetățeni plecați din zona Sucevei, de unde chiar era o situație critică. Dar bine că oamenii sunt sănătoși, cei care au fost declarați la momentul ajungerii în Germania, având COVID, nu au decedat niciunul din câte am urmărit pe la televizor. Bine că oamenii sunt sănătoși, sperăm cei care au revenit acasă să-și găsească ceva de lucru aici și să rămână aici, să încercăm să pornim motoarele la noi în țară. În această perioadă de pandemie, ce acțiune a organizat ALDE Galați? Am văzut donări de sânge, donații de măști? Da. Atât eu cât și colegii mei consilieri ALDE din județ, dar și membrii ALDE în municipiu au desfășurat activități de distribuire de măști. Eu personal am avut și cât am mers și la prieteni și persoane cu care colaborez în serviciul meu la colegii de la jandarmi. Am ajutat cu materiale necesare pentru desfășurarea activității, fiind începutul pandemiei, când era dificil să găsești. Noi am reușit și am comandat produse din diferite site-uri. Sperăm să fi fost de folos cu celor care le-am dat. Și le-ați donat, practic. Le-am donat, înțeles, absolut. Măști de protecție, vizete, produse de diferiți mici producători din Galați. Am încercat să ajutăm cu ce s-a putut. Consilierii noștri, ALDE din localități, la fel, în limita posibilităților, nu financiare, în limita posibilităților de a achiziționa, la fel au distribuit și ei un număr de măști cetățenilor care nu au posibilitatea să achiziționeze. S-a putut și cum am putut. M-am rugat să precizați că au fost donate toate aceste materiale medicale, pentru că sunt unii care au făcut profit mare. Tot a fost donat. În această perioadă de pandemie, adică măștile care costau în mod normal 70 de bani, la un moment dat la o mască ajunsese și 7 lei, 8 lei. Da, așa este. Adică de 10... Am achiziționat
primele zile a pandemiei, cu deja crescut prețul cu 65 de lei o cutie, după care am ajuns la 125 de lei și... Dar le-am achiziționat, atât noi am avut nevoie și în cadrul societății la care îmi desfășură activitatea și am mai ajutat persoanele care nu au posibilitatea. Am avut colegi care la fel au donat, specific au donat produse alimentare și fiecare ce a considerat necesar că poate ajuta, cam asta a făcut. Și bineînțeles, toate aceste lucruri nu au fost făcute cu scop electoral, pentru că nici nu știm când vor fi alegerile. Privit de dincolo de sticlă, poate fi ca și a avut un scop electoral. Nu. Eu vorbesc în numele meu personal, am donat din suflet. Am mers chiar și cu soția la persoane cu handicap, probleme. Așa am simțit și așa simt și de câte ori donez ceva, îmi asum, chiar dacă sunt criticat, chiar vrei să faci. Nu, așa simt. Așa simt și așa fac. Da, nu știu, trăim într-o societate în care și gesturile benevole, gesturile frumoase sunt interpretate într-un mod sau altul, că sunt, există această libertate de a te exprima pe rețelele de socializare, pe acest social media, prin care orice, să spunem așa, purtător de cap pe umeri, poate, să, poate da. Să-și dea cu părerea și să judece pe oricine. Și dacă îl iei la bani mărunți, vezi că, de fapt, ori sunt unii care sunt puțin plecați de acasă, pentru că da, pentru unii, văd numai conspirații, văd numai teorii. Pentru unii acesta este un serviciu, a stat pe Facebook și a criticat pe unul sau pe altul. Și noi, și eu, în timpul liber, poate mă mai uit după o persoană care m-a criticat, mă uit pe Facebook și văd că, de fapt, a criticat și pe alții care au făcut aceeași acțiune ca și mine, dar nu sunt de la ALDE, sunt poate de la altă parte. Nu, parte. Sau vedeți, ei sunt angajați, sau căutați și vedeți un cont fals, cu fără poză. Nu mai discutăm. Am atâtea cereri de prietenie de la, cum spun eu, de la copaci și de la flori, dar nu pot să mă prieteni. Chiar dacă vă place natura. Îmi place natura, dar nu pot să mă prietenesc cu un copac sau cu o floare. Da, mai ales că puteți avea ghinionul de a da peste o plantă carnivoră. Da. Revenind la ceea ce realizează ALDE în Galați, dumneavoastră ca și consilier județean ALDE, ați colindat județul, mergeți des prin județ. Cum vi se pare că funcționează agricultura în județul Galați? S-ar putea face mai mult, se poate face mai mult din partea Consiliului Județului? Pentru că n-am văzut deocamdată niciun proiect, să-l întreb și pe președintele Consiliului Județului legat de agricultură. Probabil că nu sunt deschise axe pe acele axe. Și cred că agențiile se ocupă de, nu cunosc foarte bine subiectul, dar cred că agenția care se ocupă de irigații poate face investiții în aceste sisteme. Da, într-adevăr, e o problemă. Am colegi care sunt... ANIF, parcă se numește, da. Am colegi care... Au fost colegi cu mine de muncă și acum s-au retras și au făcut o mică fermă. Unii dintre ei sunt, nu foarte mulți, sunt consilieri ALDE în localitățile în care locuiesc și chiar se plâng de această problemă. Am un prieten într-o localitate, îmi spunea că a întors 60 de hectare de ce a plantat el. Se plângea, chiar se plângea, am spus, cred că mă închid, anul ăsta dau faliment. Toți se plâng de apă. Sperăm că acum... Ploile care au căzut în ultimele săptămâni... Nu cred că mai merge foarte mult chestia asta, că noi ne rugăm la Dumnezeu să ne dea apă nu și mai suntem în secolele. Sperăm că fondurile care vor fi alocate la fondurile europene care vor veni, poate vor merge spre investiții în sistemele de irigat. Suntem o țară care totuși ne putem produce ceea ce mâncăm. În comparație cu în momentul pandemiei, discutam cu fiindle mei din alte țări și spuneam, mă, că la mine mă descurc, ies, fac. Dar când vorbeau de părinții lor, că și mama a ieșit și a scos o roșie din grădină. Încă suntem în momentul în care noi putem produce prin mici producători și să ne asigurăm hrana de zi cu zi. Haideți să vină banii. Să vină banii, cum se spune și în fotbal, la băieți, să vină banii din Europa și să investim în sistemele de irigare. Dar ce se întâmplă? Care e cauza acelei fracturi dintre producători
și prețurile la care ajung unele produse pe piață. Sunt acei intermediari care ridică foarte mult prețurile, pentru că la un moment dat un kilogram de cireșe costa cât unul de caviar, cât unul de icrene. Noroc că a fost prohibit. Deci a prohibit, nu se pescuiește asemenea. Clar că sunt intermediari și se pot vedea în orice dimineață, ora 3-4, la piața Moldovenilor sau prin localitățile din județ unde sunt producători, vin intermediari, achiziționează la un preț de mic, producătorul este bucuros că a scăpat de o cantitate mai mare și nu există riscul să-i se strice producția pe câmp. Adică probabil că cu siguranță că există și o mafie a intermediarilor. Asta e clar. Clar. Nu este declarată, dar este dovedită. Pentru că așa se ajunsese, fac o paralelă, tot vorbeam despre fotbal, o paralelă cu impresarii din fotbal, care la un moment dat câștigă mai bine decât unele cluburi. Da. Adică au atât de mulți jucători, încât jonglează cu sumele și... Păcat, și fotbalul a ajuns cu afaceri și jucătorii au ajuns ca și o marcă, se tranzacționează. Vezi niște sume, cel puțin așa mi s-a părut mie ciudat. Un jucător, cel mai bun jucător, se vinde cu sute de milioane de euro. Ok, un jucător, un om. Cred că mai sunt și alții care pot fi crescuți și promovați. Nu știu, mi se par sume foarte mari în transferurile. Nu cred că se va mai ajunge la aceste sume, mai ales după această perioadă de pandemie, când se va juca și pe spectatori. Marketingul va avea foarte mult de suferit. Se spune că fiecare vedetă care este vândută la un anumit preț, în acel preț este inclusă și cota de marketing. Pentru că la un moment dat, dacă vei cumpăra un jucător cu 100 de milioane de euro, cum de exemplu Cristiano Ronaldo, când a plecat de la Real Madrid, avea și o vârstă, a fost cumpărat pe 80 de milioane. Spuneau că acele 80 de milioane au fost coase într-o lună de zile. Da, numai din tricou. Numai din tricou și din... Deci, pur și simplu, acolo există o industrie al marketingului. În România, din păcate, marketingul sportiv este o glumă. Păcatele, am particip în natura serviciului la marea majoritate a activităților sportive din Galați și este păcat că la noi cluburile nu vor câștiga niciodată din biletul vândut, pentru că se pare că nu este atracție pentru sport, pentru spectacol sportiv. Cu toate că la anumite meciuri, să spunem, ale echipei naționale, la unele meciuri, unii ar plăti oricât pentru bilet ca să intre și numai, adică vorbeam aici pe plan local. România au ajuns să fie atrași doar de marile meciuri, să aibă pretenții prea mari. Nu înțeleg ce înseamnă să fii cu adevărat suporter. Adică suporterul este la bine și la rău să cultivăm. Poate că oamenii au fost îndepărtați de fenomen și din cauza anumitor aranjamente în aceste jocuri de culise care s-au văzut din mărturii din goana după senzațional. Poate și presa a greșit, nu pot să ocolesc acest subiect și să spun că presa nu are nicio vină. Și o anumită parte a presei care a promovat scandalurile, care a încercat să alerge după senzațional, să promoveze iubitele de fotbaliști, nu înțeleg ce legătură au cu fenomenul, pentru că dacă se duc în Occident și văd adevăratele știri sportive, de exemplu pe italieni, acolo se face o analiză tehnică, tehnico-tactică a partidei și a echipelor. Nu se vorbește despre iubita lui Ronaldo, că e Georgina sau eu știu cum o mai cheamă, sau cine mai e. Deci câteodată sunt lucruri absolut nu hilare, nu știu, care mie mi se par cel puțin ciudat. Dacă am dat, ne dorim doar senzațional. Da, această goană după senzațional mie nu mi-a plăcut niciodată și consider că ar trebui să stopăm odată promovarea pițipoancelor și pițipoancilor din societatea românească. Adică haideți să ne promovăm valorile, pentru că, până la urmă, și o știre pozitivă atrage. De ce trebuie să prezentăm numai lucruri negative, numai crime, numai numărul de morți, numai să căutăm sânge? Nu, e un gen de presă care nu prea se practică în Europa. În general, această presă a venit de peste ocean și vedeți ce se întâmplă la americani acum cu aceste mișcări de protest și cu faptul că deținerea de arme de foc, eu spun că niciodată n-a fost un lucru pozitiv. Nu poate fi un lucru pozitiv, pentru că măcar la noi nu vedem... Sunt situații în care, mă repet, în natura serviciului, nu te bucuri că cel din fața ta are dreptul să poarte ceva nelegal. La noi nu este legal portul de armă.
că este o armă cu aer, de airsoft care trage cu 7 joule sau că este un pistol de practicat, cumpărat din gaz care are un proiectil ceva, nu ești atât de fericit în mergi la un mergi să rezolvi o situație și să vezi că în fața ta apare o persoană cu ceva. Dar ce s-ar întâmpla dacă ar fi ca în Statele Unite, să poarte cu adevărat arme de foc și să la... Cred că... Nu vreau să mă gândesc. Cred că mi-aș alege altă meserie. De fapt, totul pleacă din anumite interese și clasa politică americană e vinovată pentru că a promovat și are legături cu această industrie a armamentului, care numai, nefiind fiind războaie pe Terra, produc aceste arme care trebuie vândute. Trebuie vândute, absolut. Care trebuie vândute. Și acum am citit că la americani, după izbucnirea pandemiei, a crescut cu 20%, 20 sau 30% vânzarea armelor de foc. Da. Ce? Unii au crezut probabil că pot să omoare virusul cu revolver, nu? Cred că au cu mitraliera. Au ajuns să creadă ceea ce au văzut în filme, când apar situații de genul pandemiei și îl atacă vecinul și vine să ia mâncarea din frigider și se apără cu arme de autoapărare sau cu ceea ce cumpără. Dumneavoastră, cei care lucrați în domeniul protecției, pazii și protecției, ați avea probleme foarte mari dacă s-ar legaliza armele de foc în România. Ar fi o adevărată... Da, în acest moment și în Europa și în America și în toate țările există sistemul de pază, poliție privată, cum se numește în alte localități, în alte țări. Paza și protecția. Acolo oamenii sunt respectați pentru meseria pe care o au aici agenții de securitate, paznici, cum ne spun unii, totuși sunt agenți de securitate, sunt nimeni. Ești un paznic, ești nimic. Vă dați seama dacă cineva ar avea o armă, l-ar împușca ca pe un nimic sau ceva de genul. Da, e vorba și de civilizație. Am fost în Italia la un moment dat, în anii mei, am încercat și eu mirajul străinătății, n-am rezistat mai mult de 3 săptămâni și am zis că mai bine în țara mea. Fiica mea avea 3 ani pe atunci și când am auzit-o prima dată la telefon, tati, ce faci din acasă, aveam 24 de ore am fost acasă și nici n-am mai plecat. Acolo, carabinierii trecând pe lângă mine, care era îmbrăcat în ținuta societății de pază la care lucram, m-a salutat, salve colegă. Nu prea se întâmplă la noi. Am rămas la nivelul de paznicul ăsta. Paznicul ăla se trezește la o anumită oră, merge la serviciu, îți face serviciu pentru o bucățică de pâine. Într-adevăr, poate nu sunt salariile ca în alte, în alte zone, din economia noastră, într-adevăr sunt salariile mai mici, salariile lor sunt date și de prețul pe care o societate îl încasează de la societatea beneficiară de servicii. Și fiecare încearcă să-și reducă costurile. Cel mai mic preț ar fi la pază. După care carburantul caută cu ofertă, fiecare lucru se cumpără pe o bază unei oferte. Salariile sunt așa cum toată lumea spune. Ca și consilier județean și ca și om care lucrează în pază și protecție, ați văzut, știți, incidentul petrecut la gara din Ivești, da, cu doamna implicat de acolo, care a fost atacată de un dezaxat, care a încercat să o violeze, i-a furat bani, a bătut-o. Credeți că... De ce nu sunt păzite aceste gări? Adică nu mă refer la poliție. De ce nu sunt păzite de către agenții de... Agenții lipsa de buget și vorba noastră română, las-o când merge și așa. Nu este așa. Nu că aș face lobby pentru societăți de pază sau... Dar și în localități, în sate, mergem în sate, în comune, gen Bălăbănești, Bălășești. Mie, personal, mi-ar fi frică să merg seara pe acolo. Nu mai există poliție sătească, nu poliția, paza rurală. Se făcea pe înrânduire. Era o pază cât de cât, cred eu, ok, sau cel puțin speria puțin, care nu aducea costuri. Cred că s-ar putea merge și s-ar putea bugeta sistemul ăsta de, și prin societăți de pază specializate, cu mașină de patrulă, sau în unele localități s-a implementat poliția locală, ok, unde permite bugetul și
regulament, am înțeles că poliția locală se poate implementa la un anumit număr de locuitori. Ok, unde se poate, e bine să implementăm. Da, aveți dreptate și chiar mă gândeam, această societate, CFR, că e vorba de CFR Marfa, CFR Călători, nu știu, mi se pare o societate care merge așa, mai în pierdere. Pur și simplu a înghițit bani foarte mulți, mi-aduc aminte de fostul director Nicolae Ciuc, nu? Se numea, care acum vreo 15 ani, cam așa, 15-16 ani, vindea un ciocan valora 1 milion, un bec era 1,5 milioane și tot așa, erau niște prețuri. Deci, pur și simplu. Da, și de atunci, deci, de după Revoluție, de după evenimentele, să le spunem, din decembrie 1989, nu s-a făcut practic nimic pentru căile ferate române. Nu s-a umblat la terasamente, nu s-a lucrat. De unde se aduce trenuri moderne dacă tu n-ai liniile făcute? Și nu mai spun despre gări. Aici a fost o discuție că noi, Aldem, susținem o himeră. Da, nu susținem o himeră la momentul când am spus să se facă investiții în infrastructura feroviară. La asta ne-am gândit, nu că noi investim din Consiliul Județean Galați sau noi din banii gălățenilor, nu. Să meargă să se ajungă un proiect cu investiții pe infrastructura feroviară, pentru că ar ajuta foarte mult, ce obțin pe noi, ca și oraș graniță cu granița țării, ne-ar ajuta să ajungem la București mult mai repede, cu un tren rapid, te uiți la televizor, la un film și merg cu trenul, 210 la oră, în canalul Municii, să nu știu. 210, eu dacă merg cu mașina, îmi ești certificatul de naștere cu 210, dar nu am pe unde merg. Da, sunt multe de făcut în țară. În CFR știu că mai este o structură, o societate, care am înțeles că e privată, care funcționează și e ok, bănuiesc că și CFR-ul ar trebui să ajungă acolo sau ceva ca societatea respectivă. Da, din păcate trăim, parcă suntem într-un science fiction, din acela puțin noir, puțin horror, în care vedem că era în urmă cu 30 de ani, 30 ceva de ani, se circula mult mai ok cu trenul decât acum. Da. Deci, și una dintre explicații este că sunt cam aceleași trenuri. Aceleași trenuri. Și e normal că au trecut ani peste el. Da. Și aceleași linii ferate. El așa, ca și vagonete, arată ok. Părinții soției merg an de an la munte și plăcerea lor să meargă cu trenul. Mergem, vă ducem, noi vă ducem. Nu, merg cu trenul. Și am urcat în tren, i-am ajutat la bagaj. Chiar mi-a plăcut, e frumos. Dacă ar avea și puțină viteză, să nu mai plece la 4 și ceva de la Sinaia, să ajungă la 11 noaptea. Sau dacă ar mai umbla puțin și la toalete, pentru că acolo, la un moment dat, conductorul ne întorceam de la mare și noi la mare ne ducem tot și ne întoarcem tot cu trenul, pentru că fiul nostru are rău de mașină. Înțeles. Și mergem cu trenul. Și ne-am întors o dată de la mare, odată scria pe un vagon, scria Constanța-Brașov și zic că este trenul de Galați. Și întreba că da. După aia apare pe un alt vagon scris cu pixul, din nou Constanța-Brașov, tăiat Brașov și scris Galați. Zic, parcă era un film. Și când am urcat, o ușă i-a prins mâna unui copilaș pentru că nu se închidea cum trebuia și a plâns și bine că l-a pățit, nu e grav. Și când l-am întrebat pe conductor, știți că am fost la toaletă și era și înfundată, e stricat. Și când încercați la altă, a fost și la cealaltă și aia e. Și când încercați, poate găsiți una. Asta e răspuns? Da, aici e o altă problemă cu funcționarul, modul de abordare a clientului, a persoanei. Și știind că lucrează la stat și că și ia salariu, ăla zice că... Numai nu am văzut o știre, un naș, cum îl spuneam, un naș. Nașul, da. I s-a făcut un flagrant și i s-a deschis dosar penal pentru luare de mită de 4 lei, 10 lei, 3 lei, fiind mai mulți procurori anticorupție, fiecare cât. Dar cu asta se ocupă procurorii anticorupție? Nu poți crede că în 2020 un naș angajat la stat se poate preta să ia de la o persoană 3 lei, 2 lei, 1 leu. Adică, nu știu, nici măcar un pachet de țigări, nu... Înainte nașul știe, avea țigări, avea. E ca și poți lua 3 lei. E ca și cum ai fi prins că furi o cutie de chibrituri. Și ia aia jumătate. Da, nu, mie mi se pare penibil. Cred că... Chiar trebuie să avem simțul juridicului. Calitatea... umană, calitatea funcționarului a ajuns prea jos.
acelui funcționar care a pus mâna pe ceva, nu a tuturor, nu generalizăm. Ca și în instituții, când oamenii se plâng de funcționari, nu se plâng de toți funcționari. Sunt diferite persoane. Ar fi bine ca și noi, cetățenii, să înțelegem că sunt situații sau sunt momente în zi, sau poate vii cu o problemă de acasă. Într-adevăr, e vorba că la servici nu vii cu probleme de acasă, dar nici nu le poți lăsa la ușă. Speram, și cel puțin eu am sperat că după cele două luni de COVID, să încercăm să fim mai buni. Că totul se poate termina într-o clipă și se pare că răutatea încă a rămas. Încă au rămas comentarii, încă au rămas cetățenii care... Avem un exemplu, imediat după pandemie, erau coșurile, nici nu erau cârtiile, coșuri de gunoi pe faleză. În prima zi, când s-a permis accesul. Nu ne putem bate joc nici cei de la Ecosal sau cei care fac curățenie în oraș. Nu sunt datori, ei își fac datoria, dar parcă nu e ok din partea noastră. Am consumat ceva, m-am mâncat pe lui. Mai ține și de om. Nu s-a stabilit încă data alegerilor locale, despre cele parlamentare nici nu mai putem vorbi deocamdată, dacă nu știm când se vor desfășura alegerile locale. S-a vorbit ceva despre finalul lunii septembrie. Credeți că este posibil să avem alegeri locale la finalul lunii septembrie? Eu, sincer, sper ca situația cu acest virus să nu ne facă să prelungim perioada până în să prelungim termenul pentru alegeri. Dacă se vor stabili pentru septembrie, cred că acum în mai s-au terminat mandatele, e să fie în septembrie, dacă se pot face în siguranță, ar trebui făcute. Eu personal, ca și consilier ALDE, ca și coordonator de organizații, sunt deschis să alegerile pot fi și luna viitoare, ca să putem să mai avem 30 de zile de campanie electorală. Suntem pregătiți. Aștept să vedem ce se hotărăște. Da, probabil că una dintre ultimele grijă ale multora dintre români este să se gândească la alegeri. Corect. Pentru că acum trebuie să vedem spre ce se îndreaptă societatea noastră și nu numai societatea noastră, întreg globul a avut de suferit. Foarte mult au avut de suferit cei care dețin localuri, cei care sunt implicați în turism, pentru că acum există o teamă a multora de a mai merge în vacanțe. Cu siguranță că vacanțele în străinătate cei mai mulți vor spune pas. E un lucru bun, să lăsăm bani în economie română. Da, că până la urmă și această circulație permanentă, schimbare de locuri, această mobilitate, să spunem, internațională, nu face bine de cele mai multe ori, pentru că tu ești obișnuit cu o anumită climă, cu un anumit, nu știi cu ce te duci în cu totul altă zonă a globului. Se știe că au fost persoane care au murit, că au luat virus, au luat malarie din Africa, da. Ebola, sau s-au dus în America de Sud, au fost pișcați. Sunt alte boli și alți virus pe care îi poți contacta. Și la care unii rezistă mai bine, pentru că ce au observat persoane de culoare, care sunt ultra-majoritare în Africa, nu prea au avut de suferit de acest COVID, nu prea s-au îmbolnăvit. Deci nu au fost cazuri. Ați văzut că în Africa au fost cele mai puține cazuri. Cele mai puține. Pentru că ei sunt obișnuiți cu foarte mulți virus și cu foarte multe... Au imunitate. Asta nu înseamnă că trebuie să trăim ca în Africa, ca să fim feriți de virus. Problema e că ar trebui să fiecare să stea mai mult în zona de unde e. Da. Te duci din când în când când ești nevoit sau vrei să vezi anumite zone, dar deja această circulație internațională devine un moft pentru unii și pentru unii români să ducă să-și facă poze, să arate unde au fost ei. Da, eu sunt un alt fel de persoană. Eu am fobia turismului. Dacă sunt într-un alt stat și nu sunt în zona mea de confort, am o problemă. Mie îmi place mult să călătoresc, să văd locuri pe care nu le-am văzut niciodată, locuri noi. Mă fascinează acest lucru. Asta nu înseamnă că după două, trei zile de stat, încep să mă relaxez. Am avut diferite situații, am mers până la fin, unde am mai mers, am mai botezat. Și stai mai mult, nu stai 3-4 zile, stai 2 săptămâni. Sau cel mai mult îmi plăcea că... Și au zis, mai bine rămâne acasă, ne-ai stricat concediu. Se plouă tot timpul. Când sunt aici în țară, mă simt foarte. Mie îmi place cel mai mult când am mai multe lucruri de făcut, când mă duc într-o altă țară. De exemplu, este și un meci pe care trebuie să-l văd, vreau să văd și niște locuri pe care nu le-am mai văzut, anumite zone istorice. Pot să mă duc să văd și cum e și prin magazinele de acolo, deci îmi vin, poate mai stăm și pe terasă sau în restaurant.
E interesant când ai mai multe zile. Când te duci, practic, numai să te duci la plajă și după aceea iar în cameră și mai... Așa mai... Dacă noapte. Merg numai pentru bronzat, merg la solar. Credeți și vă doriți să mai fiți în continuare consilier județean și în viitorul mandat? Sau după cum va considera conducerea organizației județene? Dacă organizația va considera că merit și da, să zicem, să merit o poziție eligibilă pe lista de consilier județean, eu sunt pregătit și pentru următorul mandat. Sperăm să obținem mai multe mandate care să ne poată poziționa mai bine în Consiliul Județean, să putem să lansăm mai multe proiecte ale. Având o majoritate cu ALDE, să poți implementa și un proiect cu ajutorul partenerilor cu care faci o majoritate. Și poate în viitorul mandat veți milita pentru ca viitorul Consiliul Județului să se implice și în sport, pentru că e important sportul. Am văzut la multe competiții sportive prin serviciul pe care îl prestați și știu că sunteți un iubitor al sportului și cred că și Consiliul Județului ar putea ajuta sportul Galațian, pentru că avem un sportiv foarte valoros și în Galați avem oameni de sport foarte valoros. E un lucru rău, pot spune că nu s-au implicat și nu s-au alocat fonduri în sport prin direcția județeană de sport, dacă nu mă înșel, nu? Da, poate ajuta și Consiliul Județean, pentru că fata mea a făcut handbal până la acest moment, anul ăsta de BAP, și mi-aș dori ca la Galați să, cu fonduri, că sunt de la municipiu sau de la județ, mai contează să avem un centru de copii și juniori de handbal, un centru de copii și juniori de hockey, lucruri care, auzi, s-a făcut la Brașov. Și din Coace de Munte, tot României. Și cred că avem și noi nevoie de un centru zonal. Fie ca dumneavoastră face parte din această generație de sacrificiu, sacrificiu între ghilimele, adică cei care termină clasele a 8-a, 12-a și, și anii terminali din facultate, ei nu pot face banchet, nu se pot bucura pe deplin. Acum câteva zile e trist, chiar mă întristam, pentru că cunosc destule persoane care... Noi am încercat să îi ținem mingea la fileu, așa cum... mai discutam tot pe termen sportiv. Am fost acum câteva zile și a ridicat rochia pentru banchet. Bănuiesc să o folosească la un majorat viitor. Chiar era creația ei. Ea și-a desenat-o, a mers la un corector și a făcut. Super. Și-a luat de la școală tot arsenalul, toată logistica, tot, le-a dus acasă, le-a făcut o poză pe o masă. Bănuiesc o să iasă și ei. E foarte trist, da. Dar i-am explicat tot rău spre bine. Da, siguranța și sănătatea este înaintea... Ea merge la școală, acum n-am avut nimic. Știți că s-au făcut declarații de părinții care sunt de acord. Am încredere că e capabilă să-și asigure propria protecție, pleacă de acasă echipată, la școală primește mască. Nu putem să ne ascundem toată ziua după... Așa e. Eu vă mulțumesc pentru prezența. Mulțumesc. A fost alături de mine domnul Ionel Vlad, consilier județean din partea ALDE Galați, bineînțeles. Aceasta a fost emisiunea matinală de seară, ediție specială. Știți-o la mea dintotdeauna, să fiți iubiți de Dumnezeu. La revedere! O seară bună!